Sub sloganul Joacă-te pentru cartierul tău, un număr de 144 de târgovișteni vor fi desemnați prin tragere la sorți să facă parte din cele 12 echipe ce vor reprezenta fiecare din cele 12 cartiere ale municipiului Târgoviște, Centru, CFR, Micro 3, Micro 4, Micro 5, Micro 6, Micro 9, Micro 11, Micro 12, Suseni, Matei Voievod și Alea Trandafirilor. Cele 12 echipe vor fi antrenate în competiții sportive specifice fiecarei categorii de vârstă în parte. Echipele participante vor primi tricouri colorate din partea primăriei pentru a se deosebi. Culorile au fost stabilite prin tragere la sorți de către doi dintre reprezentanții presei dâmbovițene în cadrul conferinței de presă prin care a fost anunțat evenimentul. Întrucât concursul a fost amânat cu o săptămână din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, doritorii încă se pot înscrie la această competiție până vineri la sediul primăriei Târgoviște, având o copie după buletinul de identitate, iar în cazul celor sub 14 ani, copie după certificatul de naștere. Evenimentul se dorește a deveni tradiție în municipiu. Bugetul aprobat în Consiliul Local pentru organizarea zilei de 1 iunie în familie, turneuri cartierelor, este de 70.000 de lei. Consiliul Local Municipal a aprobat bugetul pentru această competiție nu doar din punct de vedere al organizării, cât și în ceea ce privește premiile oferite. Probele competiției rămân secrete, acestea fiind surpriza evenimentului.